Aparatul de fum de care vă ziceam e American DJ VF1300. Are două comenzi, poate fi folosit și cu telecomandă wireless sau telecomandă cu cablu. Ce m-a impresionat la el e calitatea cablurilor. Cablul de alimentare e un cablu gros. În partea de sus are un conector separat pentru semnalul wireless. Asta e antena receptor pentru semnalul wireless. Și o telecomandă. Încă nu am folosit-o, abia ce am montat aparatul și am făcut o singură probă înainte de a filma. Și un cablu aproximativ 5 metri pentru a comanda aparatul sau a da comandă de fum. Recipientul în sine al soluției pe care o folosesc astăzi este de la American DJ Heavy Density de 5 litri și capacitatea rezervorului aparatului este de 2,5 litri. Am consumat de aici jumătate dintr-un bidon de 5 litri. Are în cutie și un suport de prindere, de fixare, în schelă cu două șurube de prindere. Așa că un spațiu deschis este conectat la priză. El deja era pregătit înainte, l-am mai testat odată, a păstrat temperatura. Deci până la colțul clătirii sunt cam 5 metri. Să vedem cum funcționează. Scoate exact un jet, după care se oprește. Trebuie să urmăriți pe filmare să vedem în cât timp se face din nou verde după o pulverizare. Ok. Și acum o să mergem la distanță. Aici sunt chiar în mijlocul norului. Aici deja sunt vreo 40 de metri, 30, 40 de metri, 20, 30, 40 de metri. Un spațiu deschis și el deja, încă fumul se păstrează. Sper să nu cheme vecinii pompieri. Este fum de jur împrejur, toată curtea. Tot norul de fum îl duce vântul într-o parte, dar persistă încă.
Acolo este chiar o rază de soare, se vede mai clar. De asta întărește efectele luminilor. Ringul de dans. Și încă persist acolo. Bun, așa că ăsta este setul pe care o să-l folosesc la evenimente. De acum încolo, ADJ VF 1300, achiziționat de pe Thomann. Vă recomand și vouă produs. Continuare fum. Ok, după aproximativ 5 pulverizări din recipient, abia dacă s-a dus o jumătate de centimetru de soluție din totalul de lichid pus. Și aparatul este din nou pregătit. Ok. Salutare!